Paturi ruginite și gândaci pe pereți. De asta a avut parte o mamă internată cu fiica ei la Centrul Mamei și a Copilului din Chișinău. Cel puțin asta a scris tânăra pe o rețea de socializare. Femeia spune că fiica ei a fost internată în reanimare acum o săptămână, după ce copilei i s-ar fi ridicat febra și avea convulsii. Mama fetei ar fi rămas să doarmă într-un salon dintr-o altă secție. Tânăra spune că toată noaptea ar fi omorât gândacii care urcau pe cearșafuri și pereți. În data de 26 august, fiica tinerei a fost transferată în secția de neurologie. Femeia spune că trebuia să fie transferate încă acum două zile, însă secția era închisă pentru dezinsecție. Totuși, gândacii continuă să mișune prin spital și după dezinsecție, a mai adăugat tânăra. Femeia mai spune că a rămas șocată și de starea paturilor și mobilierului, care erau ruginite. Cel mai mult însă ar fi speriat-o găurile uriașe din plasele din geamuri, unde cu ușurință ar încăpea un copil. În replică, Institutul Mamei și a Copilului a venit cu un comunicat în care este specificat că în instituție se fac regulat proceduri de dezinsecție. Aceștia au mai adăugat că insectele apar inclusiv din cauza pacienților care aduc gândaci de bucătărie sau păduchi de acasă. Institutul Mamei și Copilului respectă toate procedurile de curățenie și sterilitate, indiferent de starea mobilierului, aparatajului și textilelor pe care le au în dotare, se mai menționează în comunicat.